Vineri după masa, casa preotului din Dăița a luat foc. Incendiul se pare că a izbucnit de la un reșou pe care preotul îl folosea pentru a-și încălzi locuința. Până la sosirea echipajelor de pompieri, localnicii s-au mobilizat și au sărit în ajutorul preotului pentru a stinge flăcările, dar și pentru a-l scoate din casă. Eram aici când a luat foc și când ne-am dus, ardea cu flacără mare de tot înăuntru acolo și am fugit cu găleți. Și în acest moment știți cumva dacă preotul este în casă? Nu, a ieșit afară, era afară preotul. Nu, n-a mai fost în casă și a stat acolo, afară. Soția m-a anunțat și am venit, eu știu încă un băiat aici și... Cine stă în casa preotul. În cadarul? Preot. Și mai era locuită? Da, el și da. Da, și da singur. Mai era cineva în casă, știți? Dar... Nu, adică nu știu sigur, dar decât preotul știu că locuia atâta. Singura lui avere aproape că s-a dus în toiul iernii. Preotul Nicolae Cruțu din Dăița își ducea traiul de zi cu zi mai mult din mila vecinilor. Sosi la fața locului, echipajul smurd i-a acordat primul ajutor și l-a consultat chiar dacă acesta nu suferise nicio leziune. Însă, din fericire, preotul se afla în afara oricărui pericol, numai că tristețea îl cuprinsese odată ce și-a văzut casa cuprinsă de flăcări, pentru că, așa cum spun și vecinii, situația materială nu îi va permite să-și repare locuința. E bolnav, e... Îl mai ajutăm noi așa când putem. Ce să vă spun? Am sărit toți cu apă cât până a venit pompierii ca să nu mă ajungă în camerele astea de aici. De acolo înăuntru. Nu știu ce s-a întâmplat. A luat. Dar așa mă gândesc eu că de la reșeu ceva a luat foc. Cele două autospeciale de lucru cu apă și spumă sosite la fața locului au reușit să stingă focul în timp util, însă toate bunurile care se aflau în casă au fost distruse în mare parte de flăcări. La fața locului ne-am deplasat cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă și o ambulanță smurt. În urma incendiului a fost afectată o cameră din casa de locuit și acoperișul acestea și a fost deteriorată mobila și de asemenea tocăria acestei încăperi. Preotul are 63 de ani și locuia singur în imobilul care a luat foc. Din spusele vecinilor, acesta încă slujește la Biserica Ortodoxă din comuna Daia, sat Dăița.